Desfășurarea festivalului este concepută în două părți. Prima parte reprezintă un concurs al interpreților de cântec popular românesc, la care, în urma unui anunț public, au avut acces toți doritorii care au întrunit condițiile de participare. Le déroulement de cet événement se fait en deux étapes. Première partie du concours pour les interprètes de musique populaire romaine. La deuxième partie sera un spectacle de gala incluant la festivité de décernation des trophées. A doua parte a festivalului reprezintă un spectacol de gală la care vor participa un grup vocal, două formații de dansuri populare, soliști vocali și instrumentiști, orchestra Rapsodia Română de la Montreal și, bineînțeles, festivitatea de premiere. Acum ne face o deosebită plăcere să vă prezentăm concurenții care, deși departe de țară, ne vor plimba prin diferite zone folclorice de pe plaiurile neolitice românești. Diana Vârlan, reprezentând județul Orhei. Am constatat cu bucurie că avem printre noi atâtea mari talente la mii de kilometre departe de țară. Și acum este momentul să vă prezentăm juriul care va aprecia maestria fiecărui concurent, iar la finele spectacolului va nominaliza pe cei trei laureați ai concursului. Iată componența juriului. Marina Negruță, absolventa Universității din Montreal, Facultatea de Muzică, laureată a mai multor festivaluri muzicale, deținătoarea premiului întâi la Festivalul Crizantema de Argint Chișinău. Domnul Antonie Soare, profesor de literatură la Universitatea de Montreal, doctor în filologie. Stana Bunea, arpistă de tanie internațională și poetă, câștigătoare a multor festivaluri muzicale. Nicolae Mărgineanu, maestru în arte al Republicii Moldova, doctor în muzicologie, director artistic al Orchestrei Rapsodia Română de la Montreal. Președintele juriului, Consulul General al României la Montreal, domnul Victor Socaciu, îndrăgit interpret de muzică folk, cu o imensă carieră artistică în spate de peste 4 decenii. Dragi spectatori, vă lăsăm să savurați din magia folclorului românesc, iar concurenților le dorim mult succes!
Rugăm să rămână în scenă prima concurentă. Splendoarea unui liliac pe chipul Dianei Ozărești. Când vine vremea să o asculți, mai mult o îndrăgești. Diana Vârla! Dragă Diana, nu e ușor să fii prima care intră în focurile concursului, dar citesc în privirile tale că ești gata și bine dispusă pentru a sparge gheața. Te rog să ne spui ce ai pregătit pentru acest concurs. Bună ziua tuturor! E o mare onoare să particip astăzi alături de ceilalți concurenți. E o mare onoare să particip la concurs. Da. Mă bucur foarte mult să fiu astăzi. Să fiu astăzi alături de toți acești muzicieni de valoare la prima ediție a acestui festival minunat Maria Tănase. Mersi pentru invitație și pentru această onoare. O să cânt Trenul de mașină mică de Maria Tănase și să aș avem echipă de oricum dată. Din zona Moldovei. Și așa vine câteodată dorule.
un chiatră, să dau cu cuțit un chiatră, dorule. Din chiatră să iasă foc, măi dorule. Din chiatră să iasă foc, dacă n-am avut noroc, dacă n-am avut noroc, măi dorule. Când s-o împărțit norocul, măi dorule, când s-o împărțit norocul, fost am dus eu la lucru, fost am dus eu la lucru, măi dorule. Și la tăți le-am dat cu carul, dorule. Și la tăți le-am dat cu carul, numai mie cu paharul, numai mie cu paharul, dorule. Și așela n-a fost plin, măi dorule. Și așela n-a fost plin, jumătate-o fost venin, jumătate-o fost venin, măi dorule. Și-așa-mi vine câte-un gând, măi dorule. Și-așa-mi vine câte-un gând, să merg prin păduri cântând, să merg prin păduri cântând, măi dorule. Deviza ei în viață este să cânte, chiar de este greu. Ruxandra împarte voie bună cu har de la Dumnezeu. Dragă Ruxandra, care sunt melodiile alese de tine pentru acest concurs? În primul rând, mulțumesc mult pentru această oportunitate extraordinară și orchestrei și maestrului Mărgineanu, care cu atâta răbdare m-a tratat și m-a ajutat să mă aleg repertoriul pentru astăzi. Împreună cu dânsul am ales pentru segmentul a cappella Cine iubește și lasă, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, și împreună cu orchestra De-ar fi mândra din deal la cruce. Mulțumesc frumos! Thank you.
Cuhar și voie bune, sub ai Sfântului reduite, din Prahova străbună, Andreea ne încântă. Andreea, cu ce ne încânți acum? Acum voi prezenta piesa Mariei Tănase, care se numește Mărie și Mărioare. Cu orchestra, bineînțeles. Mai ești mă
lui Ștefan cel Sfânt, cu glas răsunător, menirea lui în cânt. Leonid Șeremet. Dragă Leonid, ce ai pregătit pentru acest concurs? Bună seara, am pregătit de două melodii și mai dintre trei. Ce microfoane este? Care se numește Marioara de la Gorj și Gheorița. N-ai văzut și n-ai aflat cuvântul ce și-a lemat. Puișorul mamei pui, unde e el? Sau poate nu-i? Că am cătat în patru vânturi și m-au bătut multe gânduri. Spune-mi, Ioriță, tu, dacă-i viu sau poate-i mort? Of, 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 feciorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit, s-a întâlnit în verde plaie, ca grădinile din rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni și filoroși. Și pe lângă ei l-au dat până zile le-au luat. Între ei au împărțit turma și în lumea s-au pierdut urma. Dar oricând nici le-a ticnit, că ei iar s-au întâlnit, de la vere s-au sfătit, s-au bătut până au murit, ca așa-i pe pământ lăsat.
Din agherea cu păcat să n-ai parte niciodată, s-o plătești nemăsurat. Miorița asta și povestea, frunza-n codru tremura, păsările cu zării cânta, frunza-n codru tremura, izvoarele greu ofta, codru supărat era, izvoarele greu ofta. Iar Marcuța asculta și-n gene făcea mărgele, mărgeluțe mărunțele să speri amarul cu el, că și-a pierdut feciorul drag, bătrânețelor stoiac. Ah, Miorița ascultă-n cuvântul și mă duc să-i văd mormântul. Și s-au luat de mână și s-au suit în deal la stână, unde codru supărat, sub doi brazi arătat, aici stă îngropat, ciobanul moldovan și cu nimic nevinovat. Dărveu la zemuntă, iată vin la vale, le 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 le, iată ies în cale, le 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 le. Trei turmele mei, le 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 le, cu trei ciobăne, le 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 le, unu-i moldovan, le-le-le-le-le-le, și unu-i vrâncean, le-le-le-le-le-le. Iar cel ungurean, le-le-le-le-le, și cu cel vrâncean, le-le-le-le-le-le, mării se vor miră, le-le-le-le-le-le, muse sfătuiră, le-le-le-le-le-le-le. Pe apus de soară, le-le-le-le-le-le, ca să mi-l omoară, le-le-le-le-le-le, pe cel moldovan, le-le-le-le-le-le, că-i maior toman, le-le-le-le-le-le-le. Au, au, au. În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă, râde un pământ. Și doar în limba ta, durerea poți să o mângâi, iar bucuria să o preschimbi în cânt. Cântă cucul, bată-l vina, de răsune-n Bucovina. Cântă cucul, bată-l vina, de răsune-n Bucovina. Sună-n cer,
sunem cernăuții măi. Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori. Bucovină, plai cu flori, unde sunt ai tăi feciori. Afunduși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară, of, of. Afunduși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumisa, că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Munților cu creasta rare, nu lăsați straja să piară. Munților cu creasta rare, nu lăsați straja să piară. Va pieri și țara noastră. Thank you.
de mult, pe acasă nu trecui. Mi-e dor de frați și neam, cu cântecul în suflet eu stătui și liniștii adânc aleam. Din Oltenia, Aurelia Micu. Dragă Aurelia, ce cântece ne-ai pregătit în această după-amiază de toamnă târzie? Am pregătit două cântece interpretate de Maria Ciobanu în pădurea de la Saru și spune-mi ei că adevărat. O să cânt primul cântec în pădurea de la Saru. Mi-a florit mărgăritarul în pădurea de la Saru. Mi-a florit mărgăritarul. Unul florea, altul trece, dorul nechii mă topește, dorul nechii mă topește. Mărgăritar înflorit, cine mi-te-a ciumpăvit, măi? Mărgăritar înflorit, cine mi-te-a ciumpăvit, măi? Flăcăi de lăcosite, fetele de la prășite, acasă când au venit, măi? Flăcăi de lăcosite, fetele de la prășite, aseară când au venit, măi. De te-au rupt mândruța mea, te rog nu te supăra, măi. Totu-i nu-i că mi-i te-o da, la oră duminica, măi. La oră duminica, măi. Și eu te port la ureche, că mândra n-are pereche, că mândra n-are pereche. Thank you.
Mulțumim, Aurelia! De mult, de când era de șchioapă, cântul era iubirea sa. Nici azi de el nu se desparte, Ana Maria Zamșa! Bravo! Bună seara! Ana Maria, care a fost alegerea ta pentru această după-amiază mare? Primul cântec cu orchestra este Sârba de demult din Zinaida Julea și a capela este Valorile vieții de Irina Lovin. Asta se face
valurile vieții de Hinarot. Graie despărțirea, greu suspinul meu, chipul mamei la fereastră așteptând mereu. Ochii-n lăcrimați de atâta dor, strâng atâția nori de ploaie după ale fecior. Vine pe cărare, parcă umbra ta, e un vis sau e a ei, vrea cât m-aș bucura. Gândurile toate poate te-au chemat și tristețea mea din suflet azi te-a luminat. Lumea ne desparte și ne adună iar, valurile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat, copile, tot printre străini, ce amare-i pâinea, mamă, printre mărăcini. Lumea ne desparte și ne adună iar, de-aș avea ce face acasă, n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. Pleacă lumea mare, tinerii români, pentru că la ei acasă-i satul fără câini. Și la fel ca alții a plecat cel meu, eu cu sufletul de mamă simt cât mi-e de greu. Trece și Crăciunul, Paștele a trecut, cu miroase în casa mamei până de demult. Mă gândesc acasă și-mi vine să zbor peste munci și peste ape de atâta dor. Lumea ne desparte și ne adună iar, valurile vieții noastre nu mai au hotar. Ai plecat, copile, tot printre străini, ce amare pâinea, mamă, printre mărăcini. Lumea ne desparte și ne adună iar, de-aș avea ce face acasă, n-ar fi în zadar. Nu-ți pierde speranța, poate că într-o zi împreună alte vremuri sigur vom trăi. Mulțumim mult, Ana Maria! Din munți, cu colț de stâncă, coboară Mircea Baci, cu fluier și tilincă, că e fecior din daci, Mircea Gheorghescu! Mircea, care sunt cântecele pe care le vei interpreta azi? Bună seara! O să cânt un cântec din zona Sălajului, deși vin din Bucovina. Interpretul meu preferat este Dinu Iancu Sălăjanu. Totodată, soția mea este din Sălaj, deci este o sălăjancă, de aceea îndrăgesc această zonă. Succes, Mircea!
Următoarea piesă este Barbu Lăutară. Eu sunt Barbu Lăutaru, starostele și cozaru, am cântat pe la domnii și la mândre cununii. Of, 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 mi-aduc aminte, of, 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 că mai înainte niciun chef nu se ținea fără astă cobza mea. Dar acum e vai de mine, de când lumea-i penenție, nu mai am la lume glas și pe ulița-mi rămas. Dar să știți că-am fost odată vocea lumii răsfățată și-nchinați cât un pahar pentru Barbu Lăutar. Și-nchinați cât un pahar pentru Barbu Lăutar. Mulțumim, Mircea! La mănăstirea Căpriana toaca duios răsună, olguța-i ține seama și-a cerului cunună. Vă salut și eu cu drag! Olga, cu ce melodii vrei să închei prima parte a spectacolului nostru? Am ales astăzi să particip în concurs cu piesa Dor de casă și Frumos mai cântăm Gherla. Oh,
mă uitam în calea ta, o, finimioara mea. Te-așteptam, fetița mea, o,